foarte multă lume m-a întrebat în ultima perioadă cât costă să faci plinul la Tesla în România. De câteva zile a devenit cu plată superchargerul în România. Pentru cei care nu știți, România are o rețea de superchargere de la Tesla care până nu de mult au fost gratuite. Aproape 2 ani au fost gratuite superchargerele, unde poți să încarci cu 250 de kW, o viteză foarte mare, în 40 de minute se face mașina full și era gratuit, ceea ce era lux. Ei bine, acum luxul acesta s-a dus, acum este cu plată. Haideți să vedem cât costă să facem un plin acum la Tesla. Cred că o să rămâneți destul de surprinși, o să discutăm și câteva lucruri care nu se discută în presă legate de superchargerele din Europa. Haideți să începem vlogul. Un lucru foarte bun la faptul că acum superchargerul costă, dacă ne ducem aici, vedem că în mijlocul zilei sunt 4 locuri libere, 4 locuri disponibile, ceea ce până acum era destul de greu, pentru că era gratis și toată lumea în timpul zilei se ducea să încarce, era destul de greu să găsești, dacă găseai liber, deși sunt 8 locuri unde poți încărca, dacă găseai în timpul liber, fără să stai la coadă, era destul de bine. Deci ne punem în mișcare, avem 16%, exact, ca să vedem cât ne costă un plin, o să ajungem cu undeva probabil la 8-7%, vedem cu cât ajungem și cât o să ne coste un plin absolut până la 100% să facem bateria plină, să vedem cât ne ia ca bani. A few moments later. Am ajuns în promenada. Acum, momentul adevărului, dacă o să găsim coadă sau nu, este mijlocul zilei, ora 3. Da, nu este coadă, așa cum așteptam, nu este. Pentru că nu mai e cuplată acum, cred că rar o să se mai întâmple să fie coadă, dar totuși e destul de aglomerat. Dar o să găsim noi un loc pe aici unde să putem încărca. Băgăm mașina la încărcat aici. Prima încărcare cu bani din România, hai să vedem cât ne va costa. Prețul este de 1,65 de lei per kilowatt în București. Ăsta este prețul la superchargere în România. Singura diferență este că în Sibiu și Cluj este 1,70 de lei per kilowatt. Nu știu ce este mai scump în acele orașe, dar așa este mai scump. Cât ne costă un plin? Dacă știm acum cât e litrul, da, aici se spune în kilowatt, haideți să vedem. 6% baterie, autonomie 26 de kilometri. Să vedem cât ne costă și în cât timp se face plinul. Să facem aici. Luăm asta și este verde. Hai să vedem cât costă. În 40 de minute se face fullul, 167 de kW. Deja am cheltuit 2 lei. Cât timp așteptăm mașina să se încarce? Nu uitați, dați-vă acolo pe butonul de subscribe. Acum că superchargerul e cuplat, e mai greu, e mai așa. Dați-vă acolo pe butonul de subscribe. Cam așa arată harta de superchargere în România. Avem la Constanța, București, Pitești, Sibiu, Cluj și Timișoara. Acestea sunt toate și prețul, vi l-am zis, la din aurea. Ei bine, în Serbia este gratuit, în Bulgaria este gratuit, în Grecia, dacă ne ducem, este tot la fel gratuit. Doar România și Ungaria s-a alăturat țărilor cu bani care plătesc în mod normal superchargerul. Ideea este că în Ungaria prețul este de 3 lei, pe lângă România unde este 1,70 lei. Deci este aproape dublu în Ungaria. Nu știu de ce este atât de scump în Ungaria. Noi ca preț suntem foarte bine. În medie, în Europa, este undeva la 2,50 kW. Deci prețul în România este unul foarte mic la supercharger. Haideți să vedem și cât o să fie plinul până la urmă. După 47 de minute, 100% baterie și plinul a costat 83 de lei aproximativ. Cam atâta costă să faci plinul. Haideți să scoatem repede ca să plecăm. Am uitat să spun un lucru important. De acum, dacă cumva ți s-a încărcat mașina și o lași încă pe locul de încărcare, vei plăti 5 lei pe minut sau 2,50 lei pe minut. Depinde de cât de aglomerată este stația de încărcare. Asta e un lucru foarte bun, pentru că se mai trezeau unii oameni care erau prin mall, se mai plimbau și mașina stătea aici plină și oamenii stăteau și așteptau să încarce, ceea ce nu era ok. Deci, ca o concluzie, am aflat cât costă plinul în România la supercharger, 83 de lei pentru cea mai ieftină Tesla, care îți dă o autonomie declarată de 400 de kilometri. În real ai undeva peste 300 de kilometri, depinde normal cum mergi tu cu mașina. Eu zic că este un preț foarte ok, pentru că dacă mergi în Timișoara, trebuie să încarci doar aici la București ca să pleci cu plinul făcut și mai încarci o dată la Sibiu, ceea ce înseamnă 83 cu 83, ajungi la un preț foarte ok pentru a ajunge tocmai la Timișoara. Eu zic că e un preț ok. Mai ales că la drumul ăsta ai nevoie de minim o oprire. Eu zic că merită prețul ăsta pe curent în România. Mi se pare un preț chiar accesibil, nu mi se pare mult deloc.
Aștept părerea voastră în comentarii, cum vi se pare prețul ăsta pentru un plin la Tesla. Mie mi se pare un preț foarte rezonabil, este normal să fie cu plată. Mie mi se pare că este un preț bun, ceea ce ajută, pentru că supercharge-urile în mod normal trebuie folosite pentru tranzit dintr-un loc în altul, nu trebuie folosite de zi cu zi pentru cei care locuiesc în orașul respectiv. Știu că a fost un vlog scurt, dar a fost un video dedicat pentru cei care sunt interesați de încărcarea la Tesla. Dacă mai aveți alte idei de vloguri cu Tesla și nu numai, sau întrebări legate de mașină, lăsați-mi-le în secțiunea de comentarii. O să încerc să citesc cât mai multe comentarii și să vă las acolo o inimioară. Eu am fost Andrei și ne auzim la următorul vlog. Vă pup, ceau!